În cadrul Agenției Naționale există 8 centre de formare, noi suntem unul. Avem în sală agenții economici care ne cunosc, cu care colaborăm. Avem în sală agenții economici care au început să ne cunoască. Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților din Mehedinți oferă informare și consiliere în vederea alegerii celor mai potrivite cursuri pentru formarea profesională și totodată includerea oamenilor pe piața muncii. Prin intermediul centrului vă puteți dezvolta abilitățile și deprinderile, chiar dacă aveți un loc de muncă, însă nu aveți calificare în domeniul în care activați. Proiectul Campion ne promovează, știm foarte bine că nu ne putem promova singuri și atunci ne promovează și le spune angajatorilor: veniți către centru, serviciile oferite de centru sunt la performanțe ridicate. Înalte. Avem experiența, am vizitat centre de formare din Uniunea Europeană și am văzut ce înseamnă formare în Spania, am văzut ce înseamnă formare în Scoția și atunci putem da un exemplu de bune practici și în județul Mehedinți. Pentru obținerea calității serviciilor de formare profesională, Centrul Regional din Mehedinți are încheiate protocoale cu diverse agenți economici pentru pregătirea practică. Totodată se cunoaște în permanență care sunt cerințele pe piața muncii din județ, astfel că și cursurile de calificare se organizează în funcție de ceea ce se cere. Dorim să formăm și să pregătim personalul, salariații firmei noastre în meseriile cerute de firmă, stat. Și atunci am apelat la Centrul Regional de Formare Profesională. Scopul mesei rotunde este de a testa piața, de a vedea care sunt nevoile de formare ale angajatorilor, care sunt cerințele pieței și cum putem veni noi în sprijinul angajatorilor și a diverselor instituții care, sigur, au nevoie de formarea profesională. În vederea satisfacerii cerințelor de orientare profesională, Centrul Regional din Mehedinți are în desfășurare proiecte finanțate din Fondul Social European. Numai în anul 2012, peste 1500 de persoane au primit o diplomă de calificare în județul nostru.